Salutare. Am comandat o chestie nouă, o jucărie super faină, ca să facem ceva filmări. Un gimbal WG2 de la Fairtech. A fost recomandat de mai multe persoane și arată super bine. Hai să vedem ce are. User manual, blabla. Când îl desfaceți, să aruncați o privire în user manualul ăsta. Zice cum se deschide, cum îl poți seta și funcționalitățile. Auto rotation, dacă vreți timelapse, un fel de timelapse șmecher. O să vedeți, am să fac și de asta. Bun, hai să vedem ce e în cutiuță. Suport pentru session, chiar foarte util. Ăsta ca să-l puneți pe selfie stick-uri sau pe monturi de GoPro. Cablul de alimentare și gimbalul. Și o chestie ce vreau să vă zic. La cablul ăsta de alimentare să aveți grijă de el, că vârful ăsta e mai lung și astea clasice de telefon nu intră aici. Uite. Vezi? Deci, păstrați bine cablul ăsta. E gimbalul ăsta e waterproof până la 5 metri în apă dulce, deci nu la mare cu el. Ok. Aici o să fie GoPro, asta e montura pentru GoPro 4, 5, 6. Acum l-am pe cap. Dar când îmi vine și session-ul, o să vedeți cum arată. Așa, se deschide pe butonul ăsta. Înainte de a deschide, să-i scoateți clema asta de fixare. Are 360 de grade pan și 360 tilt. Așa, țineți apăsat câteva secunde și se deschide. A încercat să se deschidă. Trebuie calibrată camera. Se deșurubează asta. Se pune camera aici și trebuie să fie așa un balans, mai înainte sau mai înapoi, în funcție de greutatea camerei. Și după aia înșurubați înapoi. Așa. Cam asta a fost. O să vedeți și cum merge. Baftă!